Mii de oameni din țară și din străinătate au venit în acest weekend în târgul de la Negrendi, județul Cluj. Vizitatorii pot găsi aici haine și încălțăminte, porturi populare, cusături, farfurii pictate, cărți, mobilier, scule și picturi vechi. Nu lipsește nici mâncarea tradițională. Târgul se bucură de o popularitate foarte mare, având oaspeți din Ungaria, Europa de Vest și chiar și din America. Sute de tarabe sunt așternute pe de-o parte și de cealaltă a drumului. Pentru că locurile de parcare se găsesc cu dificultate, localnicii își lasă curțile deschise pentru cei interesați să-și lase autoturismul în siguranță, în schimbul unei mici atenții. Localitatea Negreni a primit oficial aprobare în anul 1815 pentru organizarea târgurilor, iar în fiecare an, în al doilea weekend din luna octombrie, mii de oameni se adună aici, la cel mai mare târg de antichități din Transilvania, târg ce își are originile în Evul Mediu. Chiar și CFR Călători anunța că până pe 9 octombrie, cu ocazia desfășurării târgului de la Fechetău din comuna Negreni, o serie de trenuri Regio vor avea programată oprire suplimentară în centrul localității, locul de desfășurare a târgului.